O familie din satul Poiana a rămas sub cerul liber în urma ploilor puternice de acum 3 săptămâni. Furtuna le-a scos acoperișul de pe casă, iar tavanul s-a prăbușit. Angajații inspectoratului de poliție din Șoldănești nu au rămas indiferenți de situația creată și le-au oferit ajutor material celor de la Poiana. În satul Poiana, familia Ciorici a avut cel mai mult de suferit din cauza verselor. Imediat, cum au aflat despre nenorocirea acestora, polițiștii s-au mobilizat și au colectat bani. De suma adunată, ei au cumpărat produse alimentare și mărfuri de uz casnic. Această familie este unică din raionul Șoldănești, care a avut de suferit atât de mult. În primul rând, locuiesc două familii într-o această căsuță mică. Le-au luat foile de ardezii, le-a căzut tavanul și inclusiv, vă dați bine seama, și copilașii mici și împreună cu efectivul am hotărât să le acordăm un mic ajutor, să fim alături de ei la greu. Casa unde locuiau cei 5 membri ai familiei Ciorici nu are decât 2 odăi. În noaptea când s-a dezlănțuit furtuna, toți erau în casă, inclusiv cei 2 copii minori. Nu am putut să facem nimic. Asta a fost într-o câteva secunde. Ce fost? Nu, a zburat atât. Și cum vedeți, au luat acoperișul. Din cele peste 70 de foi de ardezie, doar 6 au rămas întregi. Stăpâna gospodăriei spune că anul trecut a schimbat ardezie de pe casă. Vântul puternic a rupt și firele electrice, a deteriorat și gardul. Cea mai mare problemă le-a provocat o prăvușire a tavanului. Acum familia este nevoită să stea pe la rude până vor repara prejudiciile. La primărie ne-am adresat și ne s-a dat un ajutor de bani. Și te-am însudate ca ardezia și lemnă și atât. Ați știut de vizita polițiștilor de astăzi? Nu am știut. Ce părere aveți despre cadoul care vi l-a făcut? Sunt mulțumită mult, mult sunt mulțumită. Mulțumesc pe dumneavoastră pentru asta. Nu știu, n-am cuvinte să mulțumesc, cred că mă înțelegeți. Surse din cadrul Consiliului Raional ne-au spus că în ansamblu în teritoriu au fost distribuite 11.000 de foi de ardezie. Dintre acestea, peste 2.000 au fost oferite locuitorilor orașului Șoldănești. 1.500 de bucăți au primit cei din satul Copâlea. La Cotiujenii Mari au fost distribuite aproape 1.000 de foi de ardezie, iar la Poiana 600.